No, salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip. Clip mai special, mai nebun, mai trece căilurile, cum vreți voi să-i spuneți. Cred că e cea mai proastă idee de clip pe care puteam să o fac și spun asta din punctul meu de vedere. Pentru că urmează să fac un challenge care e foarte hot, cred că pot să spun așa, foarte picant. Probabil știți povestea cu One Chip Challenge, cică cel mai picant chips din lume sau, mă rog, probabil pe de cele mai picante chipsuri din lume, nu știu exact. E plin internetul de chestia asta și nu știu dacă trebuia să fiu și eu challenge-ui de cineva sau nu, dar am zis că hai că-l cumpăr. Hai că-l cumpăr să fac și eu chestia asta. Nu mai știu cât am dat pe el. Nu a fost foarte scump, a fost, pe lângă asta, au mai fost o variantă, ceva pachiui, nu știu exact cum se pronunță, ăla a fost mai scump, a fost undeva 60 de euro. Am zis că, bă, frate, o fi asta challenge, o fi cel mai pican chips, dar nu o să dau 60 de euro pe cel mai pican chips, așa că am cumpărat varianta mai ieftină, cred că e vreo, nu știu, vreo 10, 12 euro, 10, 11, 12 euro, ceva de genul ăsta. Am auzit că, ci că este în el mânuși. Primești și mănuși în cutie. O să mă chinu să desfac. Are, deci da, deci e sigilat. Nu e desigilat, nu nimic, se vede foarte frumos. Să vedem, hai să desfacem cutia, să vedem ce e în el. Deja am emoții, deci să mor dacă nu. Nu știu ce înseamnă chestia asta. Tainlețte, nu știu ce înseamnă, nu știu, scurios, probabil ultima ta mâncare sau ultima gustare sau ceva de genul, probabil asta înseamnă. Un sticker cu Hot Chip Challenge. I survived, can you handle the heat? Ah, și un cod, ia codul, dacă vrei să mă cumpărați și voi, intrați pe site, puteți să mă cumpărați, vă dau codul. Chipsul. Un mare rip. Și mânușa, ce e aici, gift card. Vă las acolo în descriere codurile, dacă vreți să vă cumpărați și voi pe site-ul. Da, deci asta e varianta mai ieftină. Da? Nu e varianta scumpă. Ia că aici este ceva. Bun, hai să vedem ce zice aici. Chipul fierbinte devine chipul ofi. Așa. Hot chili făcut în lume, persoana care îndrăznește să mănânce asta, să mănânțe, mai să mă la el. Google Translate, să mănânțe asta poate experiți pierderea vocii. Ce? Și s-ar putea să experimentez pierderea vocii. No. Bun. Uite, chemă la ea, mă bat pe Dumnezeu de mănușă. Futosaurele. Deci trebuie să fiu foarte atent să nu mă plec la ochi, la gură cu sau la nas. Cu mânușa, că o să fie vai. Hai să desfacem. Bun. Deci așa arată chipsul, dar nu e o bucată foarte mare. Mă așteptam să fie de bucată. Dar se vede că e umplută cu tot felul de nebunii pe ea. Dar mai mâncat la viața mea picant și foarte picant. Și nu am murit de la ele. Am băut destul de multă apă, într-adevăr, dar n-am murit de la ele. Acum o să vedem asta cât e de picant. 3, 2, 1. Mamă! Să-mi bapul. Bă, tu știi ce picant e?
Ce cer să răzesc cât pot de mult, da. Să-mi bat pula. Nu încercați asta acasă, să-mi bat pula. Nașpa. Nu știu, se vede că mi-o dat la tine. Îmi bat pula. Și la început pare că e un pic mai bine. Să-mi bat pula. Nu sunt fără lapte. Deci la început nu s-a simțit foarte tare, numai un pic. Și după aia brusc a intrat. Wow. Chiar că e picant rău. Deci nu mă recomand să faceți chestia asta. Deci nu m-am așteptat să fie chiar așa de picant. Să-mi bat pula. Cum să zic, v-am zis, nu simți din prima, dar momentul ăla după. Cam atât a fost și cu videoclipul ăsta. Am făcut one chip. Unde dracu e acolo, nu mai contează. Am făcut one chip challenge, cel mai picant chip din lume. Iar dracului de picant. Nu încercați asta acasă, sub nicio formă, indiferent. Indiferent, mai bine nu încercați. E o senzație foarte nașpa. Ioi. Acum e un pic mai bine, un pic, nu foarte, un pic mai bine. Da, mamă, frate, groznic. Dacă v-a plăcut clipul și mai vreți să fac și alte nebunii de genul ăsta, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share, bla bla bla, lăsați un comentariu acolo. Vă las în descriere link, vă las link în descriere în cazul în care vreți să vă cumpărați și voi prostia asta. Nu vă recomand. Treaba voastră, faceți ce vreți, aveți acolo link în descriere cu reducere cu toate nebunile. Ne vedem data viitoare, sper să nu mor. Eu ca dată n-am murit, dar sper să nici nu mor. Așa că vă doresc o zi, seară minunată, săptămână plăcută, indiferent cum vedeți clipul ăsta. Și să ne vedem cu bine, la revedere. Vai de pula mea.